No, bine ați venit din nou, dragi oameni buni, și cu multă plăcere vă spun că aici, la acest canal, te poți și abona. Te poți undeva abona aici, în dreapta mea, stânga a ta, dacă nu mă înșel, scrie acolo abonează-te, susține-mă cu un like, dacă dorești. Bineînțeles, dacă dorești, dacă nu dorești, la fel poate, din greșeală apeși pe acel deget, așa. Și azi m-am gândit să vorbesc despre cum pot crește într-un timp destul de scurt în număr de abonați și la fel de vizualizări. Nu știu dacă voi v-ați dat seama, dar eu mi-am dat seama că una dintre cele mai bune metode, o să spun cea mai bună metodă, dar una dintre cele mai bune metode de a promova un video este WhatsApp-ul. De ce spun lucrul acesta? Păi, de exemplu, în WhatsApp, în contactele tale, în lista ta de numere de telefoane, ai 100 de persoane, un exemplu. Dacă tu trimiți acel video cu linkul respectiv la 100 de persoane și știi că oamenii te cunosc, ai 100 de vizualizări. Dacă tu le spui prietenilor tăi sau acele persoane să-l trimite mai departe, păi acele persoane, la fel la rândul lor, au 10, 20, 150, 200 de contacte în lista lor a telefonului. Atunci, la fel, de acolo, cel puțin 50 de vizualizări. La fel, cei care sunt abonați pot să fie cei mai potențiali abonați la canalul tău. Eu, de exemplu, am început cu 100 de abonați și de la 100 am rămas, în care am încercat această metodă și eu am peste 300 de contacte în lista telefonului. Atunci le-am trimis la toți și i-am rugat pe prietenii mei, între cei mai buni prieteni, să trimită mai departe. Și a făcut lucrul acesta, în care într-un timp foarte scurt, în câteva luni, am ajuns la 1117 abonați, între care păi oscilează, unii își închid conturile sau li se blochează conturile în anumite metode sau anumite încălcări ale acestui sistem care îl are YouTube. Atunci alții și-au închis conturile și clar coboară numărul. Dar ceea ce vreau să știi și să crezi că este o unealtă, WhatsApp-ul este o unealtă în care te poți baza și poți să trimiți, mai ales că poate faci parte din anumite grupuri la fel. De exemplu, eu fac parte din 5 grupuri și în acele 5 grupuri sunt persoane pe care eu nu prea le cunosc așa de bine, dar trimițind în acel grup acel video, păi imediat se face vizualizare și la fel mulți se vor abona dacă le place. Ce este? Este să facem și să faci la fel conținut în care să atragi publicul. La început este puțin mai greu, până ce te cunoaște. Pe urmă, după ce te cunosc, este mai ușor, dar este greu pentru că deja sunt foarte mulți care fac același lucru ca tine sau ca mine și este din ce în ce mai greu să intri pe această piață pentru că deja este un nivel foarte, foarte ridicat. Așa că îți doresc mult succes și dacă te-a ajutat cu ceva sau ți-a deschis o poartă, o sugestie, ți-a venit în minte o schiță pentru a crea anumite lucruri pentru canalul tău, să crești, mă bucur că am putut face acest lucru, ceea ce eu am făcut o împărtășesc cu tine. Și sigur, unii dintre voi poate chiar mă susțineți cu un like. Așa că, până pe data viitoare, continuați să distribuiți.